Bun găsit, m-au sunat de la direcția sanitară, ci că dacă mielul răspunde la comanda culcat, e posibil să fie mai scump, că e dresat. Dragilor, pregătirile pentru Sfintele Sărbători sunt încă în toi, se mai fac cumpărături, se mai vopsesc ouă, totul pentru ca masa de Paști să fie cât mai îmbelșugată. Autoritățile însă, citeam în ziare, atrag din nou atenția asupra exceselor, asta fiindcă de la an la an se pare că apare o nouă tradiție de Paști la români, pe lângă mersul astropit, e mersul cu ambulanță. De altfel, citeam undeva că cel mai sănătos e ca pe masa de Paști să se afle doar o mușamă. Sau un mileu. Dar, dragilor, scrie în ziare că lumina de înviere va sosi la Sibiu anul acesta cu un avion de mici dimensiuni. Lumina de la Ierusalim va ajunge în România la Otopeni, iar de acolo va fi transportată la Sibiu, Cluj, Baia Mare, Satu Mare, Timișoara, Suceava, Bacău și Iași cu alte avioane. Sau, ca să înțeleagă și cei din Iași, cu păsările șelea mari din fier. Am înțeles că supușii lui Cioabă nu iau lumina de la biserică, iau lumina direct de pe stâlp printr-un cablu. Dar, domnilor, am citit în adevăr un articol despre salbele țigănești, ci că monedele din aur sunt făcute la monetăria din Austria, patria lebedelor, pentru cine nu-și aduce aminte. Dorin Cioaba a explicat că obiceiul salbelor este unul împrumutat de la români. Știți că ei au uneori tendința de a mai împrumuta una alta de la români. Serios. Spune că bănățenii aveau obiceiul salbelor și că țiganii au împrumutat obiceiul, asta pentru că, nomazi fiind, investeau în valori ușor de transportat. Acum investesc în valori ușor de măritat. Regele zice că averea țiganilor se măsoară în cantitatea de monede. Cine nu are aur e sărac. Probabil de aia se plâng bulgarii că le dispare plaja de la nisipurile de aur. Dar, un tânăr, scrie pe Ora de Sibiu, a fost săltat de polițiști direct de la sala de fitness, în ciuda locului, ci că tânărul nu le-a făcut greutăți. Băiatul, scrie pe site, este din Cluj și era dat în urmărire internațională pentru furt calificat. Probabil și el investea în valori ușor de transportat, ca și, știți de asta, Bun. Doamne și domnilor, se zvonește, poliția a dat-o în urmărire pentru că a furat mințile multor sibieni. Raluca, doamnelor! Bună seara! Sunt unii pe rău, ce să le fur, deci e ok. Corect cu asta. Doamnelor și domnilor, www.raluca.tv este adresa la care puteți urmări această emisiune online. Nu o lungim foarte mult, este o emisiune de asemenea plină și vom da startul imediat după reclamă. Ana ale mele. La fel cum ai învățat să scrii, poți învăța o nouă meserie. Mami ale din nou servici. Oferim cursuri gratuite pentru șomeri și cei care caută un loc de muncă. Alătură de echipei Jifa în cadrul proiectului Formarea Profesională, o nouă șansă, un nou început. Oferim lunar subvenție de 700 de lei. Contactează-ne. Suntem Jifa SRL din Sibiu, drumul Ognei numărul 4. Detalii pe cursuri.jifa.ro. Investește în oameni. Program cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Nu amestecați lucrurile. Colectați selectiv. O campanie inițiată și susținută de Sece Gospodărirea Orășenească Avric S.A. Doamnelor și domnilor, așa după cum vă spuneam, alături de noi directorul Teatrului pentru Copii și Tineret, Gong, Adrian Tibu. Mulțumesc pentru întâlnire. Cu drag. Care teatru pentru copii și tineret este în aceste zile
mai bine zis, a fost în aceste zile ținta, cred că, tuturor copiilor din municipiu, dacă nu chiar și din județ. Toată lumea a vrut să vină, să vadă, să se simtă bine. Cred așa că, este. Cred că a fost ca în concediu. A fost un maraton, de fapt, cu câte 3 spectacole pe zi, plus un atelier de creație pentru copii. Mai mult decât atât, am primit cereri chiar și din Râmnic Vâlcea. Uh-huh. Sunt foarte multe grupuri de elevi care vin să viziteze atât Muzeul Bruckenthal și își leagă acest traseu cu Teatrul Gom, care e în apropierea muzeului. Deci școala altfel, săptămâna altfel, a fost pentru voi chiar altfel. A fost cu siguranță altfel și un efort pe care îl ținem susținut, dar cred că e un pas sănătos. Și un efort la care voi nu sunteți obligați, să fim cinstiți, dar o faceți pentru copii, pentru cei care își doresc să vină în contact cu Teatrul Gong. Am tot citit despre atelierele alea. Ce s-a întâmplat acolo? E o nebunie pentru că se ocupă locurile atât de rapid încât ne suntem puși în fața faptului de a suplimenta aproape zilnic locurile la ateliere. Sunt ateliere de creație în care copiii cu vârsta cuprinsă între 4 și 10 ani participă la sesiuni în care fie dezvoltă cu ajutorul actorilor exerciții de improvizație pentru a crea povești, sau ateliere în care aceștia construiesc măști și face painting, sau ateliere în care croșetează păpuși pentru degete, pe care le facem fie din șosete, fie din materiale de hârtie și vată. Câți copii au fi trecut prin atelierele astea de când le-am deschis? De când le-am deschis, sunt undeva la 300 de copii care au participat la atelierele noastre. Sunt ateliere care se desfășoară într-un cadru restrâns pentru că avem nevoie să lucrăm individual cu fiecare, motiv pentru care nu acceptăm mai mult de 15 copii pe atelier. Dar atelierele au loc săptămânal și sunt dublate de cele mai multe ori, iar în timpul săptămânii altfel avem câte 3 ateliere pe zi. Practic nu sunt activități foarte grele, reușesc și copiii să facă, nu le face cineva și ei stau nu, și nu, se nu, uită. Asta e important, ca să ei să aibă o idee pe care să o fructifice, iar până la finalul atelierului să aibă ceva practic în mână cu care pleacă acasă. Și eu știu că la voi atmosfera e lejeră, copiii sunt încântați, că nu e ca la școală. E o bucurie, acolo, e așa. Acolo este egalitate, toată lumea are dreptul la păreri, nu e? Absolut, absolut. Și e important pentru că eu cred foarte mult în dezvoltarea unei gândiri critice, în care copilul să aibă curajul de a-și exprima o idee, dar în același timp să fie îndrumat în a avea un dialog constructiv. Dacă cineva are ceva de spus, să-l ascultăm și ne spunem părerea după. Cred că e un lucru bun pentru că prin teatru putem ajuta această pedagogie care să aibă și o înclinație spre zona teatrală. Cine conduce atelierele astea? Colegi de-ai tăi din teatru? Da, da, da. E vorba de Aurelia Călinescu, scenograf al teatrului, de Diana Ribană și Adrian Vlad Pitor și designer vestimentar, pe care îi folosim în proiectele noastre, dar și Alina Moldovan, pedagog teatral, pe care l-am angajat de curând la noi la teatru. Okay. Și la unele ateliere mergi și tu. Așa e. Mi-e drag pentru că te încarci foarte bine cu copiii. E important și pentru ei că mai au un ajutor și atunci e bine. Lipesc, tai, fac orice. Ai întâlnit copii super talentați în experiențele astea? Sunt niște copii care au abilități speciale pe zona asta, dar sunt și copii interesați care vin cu tot felul de idei neobișnuite la care nici nu ne-am fi așteptat. Motiv pentru care acceptăm inputul lor și încercăm să dezvoltăm ateliere folosind și feedback-ul primit în urma acestor colaborări. Bun, atelierele astea au fost o inițiativă sau sunt o inițiativă pentru săptămâna altfel sau nu au nicio legătură? Atelierele au loc în fiecare săptămână pe parcursul întregului an. Deci doar că în săptămâna dedicate, altfel avem mult mai multe ateliere. Se multiplică. Așa e. Sunt șanse ca și activitățile din ateliere să se diversifice sau rămâneți deocamdată în ceea ce s-a făcut și știți că a funcționat? Le vom diversifica pentru că țin foarte mult să mergem și pe un target mai înalt, vorbim aici de elevii de liceu. Încercăm să vorbim de problemele lor, pe teme sociale, economice și așa mai departe. Aducem o companie din Marea Britanie, de exemplu, în iunie, iar în luna mai vine Mihaela Mihailov, dramaturg român, și Radu Apostol, regizor. Încercăm să creăm acel teatru social forum în care elevii de liceu să vină să își spună părerea pe anumite texte literare, dar în combinație cu preocupările lor cotidiene și cu realitatea noastră din Sibiu, dar și din țară. Dacă liceenii sunt un segment care nu se prea regăsesc, nici din păcate, teatru pentru copii, nici în cel pentru oamenii maturi. Da. E un segment de care zona teatrală din România a uitat, dar cred că e important să ne concentrăm asupra lor, pentru că până la urmă reprezintă noul nostru public și până la urmă contribuabilul de zi cu zi, și atunci e important să marșăm pe ideea unor cetățeni activi cu o gândire critică și sunt și la o vârstă sensibilă, adolescenție. Așa e, așa e.
Da, dar teoretic ar putea fi și vârsta bunelor creații, ca să spun absolut, așa. Deci absolut. Se pot naște o groază de idei bune în perioada adolescenței. Cu siguranță. Și cred că e important să încercăm și să ne definim ca generații. Iar acest dialog care are la bază o formare teatrală e cu atât mai important cu cât subliniază importanța dialogului între parteneri. Ok, asta s-a întâmplat și se întâmplă în perioada despre care noi vorbim. Despre luna aprilie, am înțeles că e o lună plină la voi, dar din motiv de școală altfel sau nu? Nu neapărat. Avem și mai multe spectacole la cererea publicului și aici de vină sunt tații, chiar am stat să urmăresc evoluția lor. Copiii vin de cele mai multe ori însoțiți de tații. Pentru o concluzie... că mamele au făcut curățenie în perioada asta. Probabil. Mai da, mi-am dat seama că ar trebui să ne focalizăm mesajele mai bine pe tații decât pe mămici. Ceea ce mi s-a părut amuzant și e un lucru sănătos. Reluăm cum a devenit Artur Rege. Lansăm și un spectacol de improvizație Jucați-vă cu noi, reluăm și Pinocchio. E un sezon extrem de bogat. Practic, actorii de pe scenă își construiesc spectacolul în urma impresiilor și părerilor primite din partea publicului. Ei pornesc de la o idee simplă, ca de exemplu vrem să ne facem o formație muzicală și mai departe publicul vine cu inserții în spectacol, fie că vor cânta la chitară, fie că personajul lui este un leu sau o maimuță și așa mai departe. Iar cu energiile sunt foarte importante atunci și reacția lor e pe măsură, devine un spectacol frumos. Sunt convinsă că sunt și idei năstrușnice de nu... Cu siguranță. Nu e greu să te adaptezi, da, 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 să te pună într-o situație în care nu... Nu e, dar e o echipă frumoasă, deschisă și profesionistă. Bun, ține tot de talentul actorului de a se adapta la situațiile astea. Dar spectacolul de improvizație sunt dedicate căror vârste? Adică poți chiar cu oricine să încerci așa în general, noi recomandăm spectacole de genul acesta pentru copii cu vârsta de peste 5 ani. Okay, în care să vorbim cât de cât aceeași limbă, sigur, să nu sigur. Să fie oarecum... Și să nu fie dezamăgiți că nu li se pot pune ideile în practică, să înțeleagă chiar orice. Spectacole în limba germană și în aprilie? Așa e, am lansat și sezonul pentru secția germană. Ținem ca în fiecare joi, prima joi din fiecare lună, să fie dedicată spectacolelor în limba germană, dar colaborăm și cu grădinițele și la cererea lor organizăm spectacole cu circuit închis în matină în timpul săptămânii. Eu asta vreau să te întreb, dacă nu care cumva numărul celor care vin spre spectacolul în limba germană e sensibil egal cu cu numărul celor care vin la spectacolul în limba română. De ce? Fiindcă majoritatea, cred că, unităților de învățământ din Sibiu studiază sau au capitole de studiu și în limba germană. Limba germană, așa e. Sunt foarte multe grădinițe cu predarea limba germană și cred că e important să ne diversificăm acest portofoliu, tocmai pentru a mulțumi această categorie. Voi aveți și voi vacanță între stagiuni sau lucruri de genul ăsta ca orice alt teatru? Sigur, sau? Da. Eu vacanță între stagiuni în perioada iulie-august, când toată lumea are acel concediu legal de 21 de respectiv 25 de zile, dar și o perioadă de o lună de zile în care pregătim noile spectacole pentru începutul stagiunii din septembrie. Tu știi deja de acum ce se va întâmpla în septembrie? Da. În luna septembrie vom avea premiera cu Alice în Țara Minunilor, un spectacol în regia lui Eugen Jebelianu, un spectacol cu inserții multimedia, vom avea și proiecții de animație. De asemenea, pregătim povestea celor trei purceluși în limba germană, în regia Evei Labadi, și ne pregătim și de ateliere de creație noi pe zona de copii mici, 3, 4, 5 ani, dar și zona de adolescenți. Mai mult decât atât, în octombrie încercăm să lansăm prima ediție a Festivalului Tânăr de la Sibiu, un festival care să nu include doar spectacole de teatru, dar și orice altă manifestare artistică dedicată unui public tânăr. De asemenea, asta înseamnă în ce? Poate să fie creație, poezie, nu știu. Fie că vorbim de dans contemporan, fie că vorbim de muzică, instalații și așa mai departe. Deci tot manifestare artistică. Cu siguranță, asta da. Asta e clar. Okay. Interesant ce se va întâmpla și în stagiunea dinspre sfârșitul anului. Vom discuta la momentul acela și despre asta. Mulțumesc pentru întâlnire. Da. Sărbători fericite, te rog să transmiți tuturor colegilor tăi din Teatru pentru Copii și Tineret Gong. Felicitări pentru toată activitatea din perioada asta. A fost una absolut încercată, dar efervescentă și plăcută pentru noi, pentru toți beneficiarii. Doamnelor, domnilor, ne oprim câteva secunde pentru publicitate. Imediat după vom discuta cu directorul Agenției pentru Protecția Mediului din Sibiu despre proiectele lor și lor le-au trecut pragul copii. Au fost împreună la plantat de copaci, a fost și vremea nemaipomenită pentru așa ceva. După reclame vorbim despre asta.
că e vorba de hainele tale, de covoarele tale sau de mașina ta, curățarea lor se întâmplă acum într-un singur loc. Biteco îți oferă acum spălătorie și curățătorie haine, spălat și uscat covoare și noua spălătorie și vulcanizare auto. Biteco, toate în același loc, strada Rahovei numărul 25, lângă podul de ieșire Kaufland. De asemenea, vă așteptăm și în punctele noastre de lucru din Carrefour și Promenada Mall. Biteco, nu suntem singurii, dar suntem cei mai buni. Din 1884, tribuna este în focul evenimentelor. Sibiul se mărește cu 772 la școala domnului Trandafir din Glâmboa. Tribuna a sărbătorit 127 de ani alături de copii. Sibiul, puțin mai ieftin decât Iohannis a dat startul pe bicicletă. Botez vrea Sibiu capitală de regiune. Magazinele de etnobotanice sunt ca Bruce Willis. Nevăzătoare și de 6 ori campioană mondială și europeană la popice. Tribuna. Casarea în bucate. Abonează-te sau cumpără-o de la chioșc. Din totdeauna. Pentru totdeauna. Doamna domnilor, așa după cum vă spuneam, directorul Agenției pentru Protecția Mediului alături de noi, Bogdan Trif, mulțumesc pentru întâlnirea domnului director. Bine v-am regăsit. O perioadă agitată și pentru Agenția pentru Protecția Mediului și din motivele pe care le pomeneam înainte cu directorul Teatrului Gong, copiii v-au călcat pragul și dacă nu vi l-au călcat ei, v-ați dus de asta împreună cu ei la plantări de arbori și arbuști. Da, am avut și noi activitate cu elevii din o școală din municipiul Sibiu, respectiv Ile Caragiale și o școală din comuna Sadu. Am avut 20 de elevi participați la acțiune. Acțiunea a constat în plantarea 120 de stejari în zona Tocile, imediat în vecinătatea comunei Sadu. A fost o acțiune de conștientizare și de atragere a tinerilor spre spiritul ecologic. Când s-a întâmplat asta? Zilele trecute, nu? Da. Chiar ați avut și în anii trecuți ați avut acțiuni de genul ăsta cu copii sau e primul an în care faceți? E primul an în care facem astfel de acțiune cu copiii. Și ați început direct în teren? Da, sunteți curajoși dacă... Direct în teren. Și direct pe vreme sensibilă. Dar a fost o acțiune frumoasă. Și Dumnezeu a ținut cu noi, a fost alături de noi, pentru că am avut emoții, sincer să vă spun. În ziua respectivă a fost decretat cod galben de precipitații la nivelul întregului județ, dar chiar cu 10 minute, un sfert de oră înainte s-a oprit ploaia și după ce ne-am încheiat acțiunea, a început să plouă, da, parcă chiar ne-a protejat Dumnezeu. Da, spuneți-mi, sunt convins că oricât de bine ar sta la dotări Agenția pentru Protecția Mediului, îmi face impresia că nu s-ar fi putut descurca singură dumneavoastră sau ați avut un partener care, nu știu, v-a ajutat cumva, am avut chiar... cu arbuștii, cu blopețile, sapa, blopețile cu, da. Chiar am avut mai mulți parteneri, da. Vreau să-i menționez. Am avut încheiat un acord de parteneriat cu cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență și aici vreau să-i mulțumesc domnului colonel, comandant Cosmin Balcu, care ne-a fost un real sprijin în realizarea acestei acțiuni. Am mai avut parteneri primăria comunei Sadu și direcția Silvică Sibiu, care ne-a asigurat și puietul și locația unde i-am... A fost și pentru ei un ajutor, că evident, acum probabil mai avea un pic de muncă după munca copiilor. Care, da? Care vor veghea, cei de la direcția Silvică, care vor veghea ca ceea ce au făcut copiii să rămână și de ce nu, peste ani de zile să vină... Da, chiar discutam cu cei de la direcția Silvică, anul trecut au avut un record de împăduriri din județul Sibiu, undeva la 667 de hectare. Este un lucru bun, având în vedere că în alte județe defrișările fac mari probleme. Vreau să mai spun și am lăsat la sfârșit, am mai avut un partener, de fapt mai mulți parteneri, și care ne-au sprijinit foarte mult în relatarea acestui eveniment. Pentru prima dată am reușit să aducem toată mass media locală, presa scrisă și cele două televiziuni, da, care s-au implicat activ. Au săpat și ei o groapă? Da, și au fost foarte încântați. Foarte bine. Pentru mulți dintre ei a fost primul arbore sădit, plantat. Da. Foarte frumos. Bravo! Chiar povesteam cu trei puști după acțiune, îmi spuneau foarte entuziaști că a fost cel mai important lucru pe care l-au făcut, că au plantat un copac, acum se pot numi și ei oameni. Da, păi probabil cum aud acasă, trebuie să faci în viața aia da. Și să plantezi un copac. Da, și cu sigur... de lozinca așa și iese. Da, și cu siguranță o să le rămână în memorie, întipărită această acțiune, pentru că vă pot spune din experiența proprie, mi-aduc aminte și acum cu plăcere și rememorez
pas cu pas clipele din copilărie când bunicul mă învăța să plantez copaci împreună cu tatăl meu și acum am emoții când merg la casa bunicilor, e undeva situată într-o zonă foarte frumoasă, lângă Săliștea Sibiului, statul Vale, și mă uit pe stradă, cum zicem noi la țară, pe uliță, și văd nucii, salcâmii, arinii, plutele, cum le spunem noi, care le-am plantat acolo. Deci au prins. Bineînțeles. Dar copiii de acum au înțeles și mesajul ecologic al acțiunilor, mai mult decât distracția, că eu sunt convinsă că copiii s-au distrat și le-a plăcut. Da, am avut și activități după spectacole, am fost la Căminul din Sadu, pus la dispoziție de către primărie, unde am servit masa și am avut un spectacol. A fost ca o zi de muncă, după da, cine a muncit, primește și masa. Am avut, da, au și un spectacol asigurat de copii. Spectacol de poezie și cântece pe tematică de mediu. Excelent! Aș vrea să discutăm încă de ceva, o acțiune tradițională a Agenției pentru Protecția Mediului, de flori. Florile se adună în sediul agenției. O expoziție deja tradițională, se întâmplă cred că de ani de zile, nu? Da, este la 19-a ediție. Am avut anul acesta în sâmbătă și duminica floriilor și o să avem și la anul, unde, mă rog, o să fie o ediție jubiliară, fiind a 20-a, o să pregătim ceva mai special. Am avut undeva la 11 parcă de expozanți, de florari din județul Sibiu și nu numai. Anul ăsta a fost mai cu ștaif, pentru că la etajul 3 am pus la dispoziție, de fapt, pentru că între noi fie vorba chiria la Agenția de Protecție a Mediului pentru Florarie care expun, constă într-o acțiune benevolă a lor, dacă vor să lase la sfârșit o plantă de talie mare care să rămână în... Nici vorba de așa ceva. Cum nici nu există intrare pentru vizitatori. Deci la etajul 3 am avut o expoziție de tablouri cu tematică de mediu, tablouri realizate de către o artistă pictoriță, foarte talentată, de la noi din Sibiu, Oana Bogorin. Excelent. De altfel, acum că spuneți de asta, mi-aduc aminte că toți pereții Agenției pentru Mediul, toți pereții interiori sunt plini de desenele copiilor implicați în proiectele Agenției de Mediu. N-am stat să văd temele, dar mă gândesc că majoritatea temelor tematica, sunt legate de mediu. Da, tematica protecția mediului. Noi în fiecare an și anul acesta o să mai organizăm un concurs de Ziua Mediului, în data de 5 iunie. Anul trecut, printre multele alte activități pe care le-am organizat, am organizat și un concurs de desene cu tematică de mediu, clasa 1-5 și, bineînțeles, 5-8 și liceu. La sfârșit, i-am rugat să ne doneze tablourile, le-am rămat, am scris pe fiecare tablou clasa, cel care l-a realizat și anul care a fost expus la Agenția de Mediu. Și acum avem surprize plăcute, să ne mai întâlnim cu părinții și cu copiii care vin în vizită la Agenția de Mediu să-și caute tablou expus, iar copiii sunt tare încântați când își găsesc. E o mândrie, e o expoziție corect, la care au participat. Și ești expus într-o instituție publică până una alta. Da. Cum merg restul proiectelor Agenției pentru Protecția Mediului? Ne-am discutat despre ele în zilele noastre trecute. Vom intra în detalii pe măsură ce ele vor avansa după perioada Vă referiți la Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă. Da. Proiectul nostru, valoare de 4,5 milioane de euro. Cred că e și vioara întâi între proiectele. Da, și ne mândrim că a reușit să aducem banii ăștia la Sibiu și să facem ceva pe lângă multe instruiri care categoric trebuie să le prindem în proiecte. Facem și lucruri concrete, asta am ținut, să rămână ceva după noi. Și chiar acum povesteam cu reprezentanții celor de la primărie că la sfârșitul lunii acesteia urmează să se atribuie lucrările, fac licitațiile, acum s-a făcut caietul de sarcini, urmează, am înțeles, să fie 5 SF-uri care urmează să fie aprobate și urmează să fie, folosesc termenul ăsta, îngropate, nu mai folosesc pozat. Pozată, sub, da. Deci nu e greșit. Da, nu e greșit, cineva prin pozat înțelege altceva și aș vrea să nu mai creăm astfel de confuzii. Deci prin acest o să îngropăm 10 km de cabluri supraterane. S-au și ales locațiile de către cei de la primărie, am înțeles pe Vasile Emilia, Alba Iulia, Calea Dumbrăvii,
Coposul și Bulevardul Victoriei. Asta apropo de rezultatele concrete, concrete acestui proiect. Da. Vom vedea mai puține cabluri atârnate de stâlpi, un lucru la care probabil visam cu toții, și în sfârșit clădirea mediului care... Da, acolo o să mai avem puțin de muncă pentru că... A trecut prin 1000 de faze clădirea aia, dacă în sfârșit îi dați de capăt ar fi un mare lucru. Da, pe interior am reușit să o amenajăm și arată dacă intrați în agenția de mediu. Da, știu, da, ați avut o serie de probleme tehnice, fiindcă ea a fost gândită oarecum mai uriașă. Da, a fost, trebuie să luăm în calcul că a fost realizată și imediat după Revoluție, că nu se știau atât de multe despre... Da, era din punct de vedere futurist, al designului, foarte revoluționară, dar au omis faptul că clima o să se schimbe încet, încet și o să avem probleme. Nici nu ne gândeam noi atunci așa după anii 90, am stat și ne-am minunat de ce clădire a apărut. Da, era cea mai frumoasă din Sibiu. Se punea problema de altceva. Da. Am realizat pe... partea agenției pe proiect, odată achiziționarea tuturor echipamentelor electrice și electronice, pe care multe laptopuri, copiatoare, xeroxuri, pe înțelesul fiecăruia, faxuri, care o să rămână în patrimoniul agenției, deci pe proiect aveam un deficit de astfel de instrumente și iată că astea o să rămână la noi. Am făcut studiul de eficiență energetică a celor două clădiri, grădința frații Grimm și sediul, este o clădire în Mureș de adăpost a persoanelor cu dizabilități, îmi scapă exact numele. Pe cea agenție nu am făcut-o pentru că am făcut-o pe un proiect anterior, anul trecut, deci, pe Tichia Verde, am fost, da, am luat-o înainte. Urmează la 30 luna aceasta, tot așa, parcă să finalizăm lucrurile pentru studiul tehnic al clădirilor, celor trei clădiri pe care urmează să le reabilităm. După aceea o să urmeze proiectul, pentru că întâi trebuie să știm exact cât suportă structura clădirii de mediu. După aceea o să urmeze proiectul și realizarea. Sperăm să ne încadrăm anul acesta. Asta să încheie anul. O să fie o cursă contra cronometru. Oricum, noi am cerut încă un an, pentru că proiectul trebuia să se întindă pe 3 ani. S-a întârziat, nu are rost să mai discutăm de ce, nu din vina noastră, categoric nu. Dar avem opțiunea să mai putem să-l prelungim încă un an, astfel că okay, să deci el va ajunge să la nu fie lucrurile făcute pe grabă, dacă se pot face cu timp, să le facem... Pe grabă, se pot face lucrurile pe grabă, dar să le facem și temeinic, așezat, ardelenește. Ok, primăria ce spunea? Când va începe realmente lucrarea pe păi, odată. Odată ce o să fie atribuită, probabil imediat când timpul o să le permită. Deci se va întâmpla anul ăsta, categoric. În lunile imediat. Noi deja am obținut 30% din proiect, avem bani în cont, deci putem să le asigurăm, sursa financiară, fără doar și poate. Așteptăm să vedem această primă operațiune. Mi-ar plăcea ca și primăria și agenția de mediu să chiar să arate când lucrul ăsta se întâmplă, dincolo de anunțurile pe care și unii și ceilalți le fac deja de acum, dar să ne invite să o vedem cu ochii noștri la momentul la care se întâmplă. Noi avem și obligația, nu neapărat că ne lăudăm și spunem că vom face, avem obligația pe proiect să mediatizăm pe fiecare etapă. Asta vreau să spun, nu neapărat că vă lăudați, ci vă arătați cum s-au cheltuit banii. Da, e o obligație pe proiect. Așteptăm să se întâmple asta. Domnule director, mulțumim, sărbători cu bine, vă dorim și noi astăzi și colegilor din agenție. Asemenea, și aș dori să urez tuturor sibienilor sărbători fericite, cu multă liniște, sănătate și noroc. Să dea Dumnezeu, mulțumesc, domnule director. Doamnelor și domnilor, ne oprim în această seară aici, mâine la emisiune, o întâlnire absolut specială, este Vinerea Mare și ne vom revedea, e o mare plăcere pentru noi, cu Părintele Constantin Necula. Pe mâine, deci, la revedere!